O altă strategie automată de licitare în Google AdWords pe care o putem folosi este Target CPA, ceea ce vine de la Target Cost per Acquisition. Aici se folosește ca obiective această strategie, ca obiectiv atunci când vrem să avem cât mai multe conversii la un cost de achiziție stabilit. Pentru aceasta nu contează costul per click, atâta timp cât aceste clicuri duc spre o conversie la un cost profitabil și la un cost convenabil. În acest sens, funcționalitatea acestei strategii de licitare este în felul următor. Google va predice care din clicuri va duce la conversie și care este costul pe conversie. După care, valoarea conversiei este necesară pentru a stabili un cost per acquisition bid ca strategie de licitare. Pentru asta trebuie să avem însă conversion tracking instalat pe site și setată o conversie pe site. În ce sens? Să avem un cod de conversie instalat pe site și să avem stabilită o conversie, cum ar fi a dat click pe un produs, a vizitat o pagină, a introdus un produs în coș, a finalizat o comandă, a dat submit un formular și așa mai departe. Deci, în funcție de obiectivele noastre, setăm această conversie. După care, cu cât avem mai multe date despre conversii, cu atât mai bine va înțelege Google aceste conversii și cum să seteze sume de citat. Spre exemplu, avem un scenariu ipotetic. Suntem un freelancer și avem setat ca și conversie pe site, submitul un formular. Deci când cineva dă click pe submit la formular, aceea va fi o conversie. După care, știm că 10 din 10 form submit, două persoane ne devin clienți, ceea ce înseamnă că avem o rată de conversie de 20%. După care avem un profit pe conversie de 250 de lei, deci pentru a fi break-even, deci pentru a fi pe zero, avem un cost de achiziție de 50 de lei, adică 25 de lei ori 20%. Pentru aceasta, noi trebuie să licităm 50 de lei pentru a avea un cost per achiziție egal cu costurile noastre și cu profitul, de fapt. Pentru aceasta, este o strategie bună pentru magazinele online și pentru cele care au un form submit sau un conversion tracking bine stabilit și o conversie bine stabilită.